Botezul pentru Noe a fost o separare de lume. Da? Când a căzut apa, Dumnezeu a separat definitiv, total, pentru totdeauna, pe Noe, familia lui, de lume. Am participat la un botez anul trecut într-o misiune în Oltenia și în timp ce se boteza femeia acolo, a fost botez în aer liber, în timp ce se boteza femeia, adică intrase în apă, niște prietene de ale femeii care se boteza, da, niște prietene de ale ei, necredincioase, s-au apropiat acolo de baptistier, era un cazan acolo, s-au apropiat de baptistier și spune ceva de genul ăsta. Ileana sau cum o chema pe aia, de azi nu mai, nu mai poți da înapoi, gata, s-a terminat. Femeile alea au înțeles, mă, dacă asta se botează, asta o terminat-o cu noi. Și să știți că ortodoxii înțeleg lucrul acesta, catolicii înțeleg lucrul acesta. În momentul în care te-ai botezat, pentru ei ăsta este un semn clar că tu nu confirmi botezul care ți l-a dat ei. Că tu nu confirmi preoția lor, ceremoniile lor, predicarea lor, evanghelia lor, biserica lor. Ei dau o semnificație reală botezului. Botezul, apa în care te-ai băgat. Nu știu ce, m-am băgat în apă și am ieșit din apă. Mulți protestanți, neoprotestanți evanghelici dau o semnificație foarte slabă botezului. Ei nu dau. Ei știu că în momentul în care te-ai botezat, ai încheiat-o definitiv. Noe, când a fost botezat de apă, atunci s-a separat total de lume. Și este foarte interesant că tot Petru, nu, oamenii zic, mă, cum să interpretăm pasajul din Petru? Interpretează pasajul din Petru auzindu-l tot pe Petru. Când mai vorbește Petru despre botez? Prima dată când vorbește Petru despre botez. Este în Fapte 2. Când oamenii se pocăiesc și iudeii, evrei, credincioși care mergeau la templu, da? Care într-un fel erau credincioși ai vechiului legământ, dar acum trebuiau să-l accepte pe Hristos. Trebuiau să intre în nou legământ în formula corectă, în modul corect. Ce le spune Petru? Petru le-a spus, pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat. Mulți zic, zice, botez spre iertarea păcatelor, deci botezul de iertarea păcatelor. Nu spune textul așa, spune botez în numele lui Iisus spre iertarea păcatelor. Numele lui Iisus ne conferă nouă iertarea păcatelor. În El avem răscumpărarea iertarea păcatelor. Eu mă botez ca un simbol că în numele lui Iisus am iertarea păcatelor. Chiar expresiile în text sunt puse foarte atent. Dar ce am vrut să vă spun este în versetul 40 și cu multe alte cuvinte mărturisea, îndemna și zicea, mântuiți-vă din mijlocul acestui neam păcătos. Deci mântuirea pentru ei însemna o separare de lume, de neamuri, da? Ei erau evrei. Evrei de cine trebuiau să separe? Că erau deja separați de neamuri. Evrei trebuiau să separe acum de vechiul sistem religios. Evrei prin botez spuneau, nu-i bună religia asta care avem noi acum. Noi aderăm la alta. Noi îl primim acum pe Hristos, unica jertfă. Respingem sacrificiile, respingem ceremoniile, da? Asta spunea evreul când se boteza, se mântuia în ce sens? Ce semnificație are botezul în relație cu lumea? Are semnificație de separare. Da? Cum adică să mă mântui din mijlocul acestui neam? Să mă separ de acest neam. Să mă separ. Și asta făcea botezul. Asta a fost pentru noi. Apa i-a separat definitiv de lume. Apa, da, care a căzut peste ei, peste corabe, ei fiind protejați în corabe, a fost o dovadă a credinței lor în Dumnezeu. Ei de asta au intrat în corabe. Ei credeau deja în Dumnezeu. Mulți zic, noi suntem mântuiți la botez. Dom'le, când a fost Noe salvat? Mântuit în realitate? El mântuirea a primit-o în momentul în care a crezut pe Dumnezeu și s-a pus la treabă și a început să proclame. El deja înaintea lui Dumnezeu a fost socotit neprihănit. Pentru că Noe a crezut pe Dumnezeu. A fost doar o chestiune de timp până judecata lui Dumnezeu s-a manifestat pe pământ. Dar Noe deja era mila lui Dumnezeu. Asta îi spune prima dată, citiți evenimentul din Geneza. Asta îi spune prima dată Dumnezeul lui Noe. Noe a căpătat milă înaintea lui Dumnezeu, înainte să-i dea revelația, înainte să-i spună orice, înainte să facă corabia, înainte să predice Noe. Dumnezeu i-a dat milă dinainte, da? Deci botezul are o semnificație față de lume, pentru noi are o semnificație față de el însuși, demonstrează credința lor, are o semnificație față de Dumnezeu, da? O valență față de Dumnezeu, o relație cu Dumnezeu, este un efect al ascultării de Dumnezeu și o experimentare a promisiunii lui Dumnezeu, că va fi salvat prin corabia aia. Are o valență față de familia lui. Noi am avut o biserică într-un fel. A avut o adunare. Biserica lui Noe a fost familia lui. Eu cred că este un lucru extraordinar de important să înțeleg. Citiți din nou ce spune Petru. Petru nu folosește la voia întâmplării exemplul ăsta. În capitolul 2 din Fapte. Promisiunea este pentru voi și nu spune pentru câți oameni o să-i mântuiască Dumnezeu. Nu așa spune. Cum spune? Pentru copiii voștri? Petru găsește normal și natural ca principiu, nu-i totdeauna așa, dar ca principiu, că atunci când îți mântuit eu, în jurul meu, să se răspundească lucrul acesta, da?
familia mea să fie împreună cu mine, cu mine, da? Ei sunt prima mea biserică într-un fel, ei sunt prima mea adunare. Eu înainte să vin la adunare aici, la adunare acasă la mine, da? Eu fac adunare acasă la mine. Noi a avut și el o adunare, pe familia lui, pe cei credincioși, da? Pe cei credincioși. Dumnezeu i-a prins pe toți în lucrarea aceasta. Și are o valență botezul față de lumea nouă. Când Noe intră în corabie, Noe a luat într-o direcție. O direcție spre o viață nouă, o direcție spre o lume nouă, în care nu mai era nimic din ce a fost în trecut. Era totul diferit.